Conform celor mai recente date privind rata plăților efective din fondurile structurale în perioada 2007-2013, România ocupă ultimul loc atât în ceea ce privește rata de absorție a fondurilor europene, cât și cea a plăților efective către țara noastră. Președintele Comisiei Europene i-a comunicat premierului ungureanu la Bruxelles că în privința capacității de absorție, România are o absorție dureros de scăzută. Citez riguros, dureros de scăzută. Ce calificativ mai sever decât asta. Pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, rata plăților efective a crescut doar cu aproximativ 5% din august 2010 până în prezent. Sunt raportorul Parlamentului European pentru Fondul de Coeziune. Fondul de Coeziune va avea o alocare de 68,7 miliarde de euro. Pe de o parte, Fondul de Coeziune este chemat să dezvolte, spuneam, proiecte de mediu. Vreau să mă asigur ca principiul de bază în legislația europeană, poluatorul plătește, să fie respectat și să evităm posibilitatea în viitor ca Fondul de Coeziune să fie utilizat pentru a plăti în cazul unor poluări de mare anvergură, atunci când poluatorul ar ieșua. Contrar declarațiilor președintelui Traian Băsescu, rata plăților a crescut ușor cu 1,5% odată cu plecarea Elenei Udrea de la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Iar pe toată durata mandatului fostului ministru, România a avut cea mai slabă absorție din întreaga Uniune Europeană, explică europarlamentarul Victor Boștinaru. Și în cazul Fondului Social European, România este pe ultimul loc în rândul statelor Uniunii Europene, cu o creștere a ratei plăților de doar 5,4% din august 2010 până în prezent.